De contare pentru fiecare. Din nou suntem prin Harul Dumnezeu la o emisiune creștină la timpul prezent. Tema emisiunii de astăzi, valoarea familiei. Trăim vremuri în care familia este tot mai mult neglijată, tot mai mult se luptă contra familiei se devalorizează ideea de familie, se batjocorește ideea de familie, care este în prezent valoarea familiei. Citesc din Cuvântul lui Dumnezeu, din Cartea prima, din Geneza, din capitolul 2, cu versetul 18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Primul argument pentru valoarea familiei este următorul. Valoarea familiei este o valoare divină. Nu un om a inventat familia. Nu un parlament a decis că trebuie să existe familia. Nu a fost o rodul evoluției familia, ci familia a fost o idee divină. S-a născut din inima lui Dumnezeu. Trebuie să subliniem acest mare adevăr. Familia are o valoare divină. Valoarea familiei este o valoare divină. Nu este bine ca omul să fie singur, mi Se fac un ajutor potrivit pentru el. Deci pornește din inima lui Dumnezeu. Este decretat de Dumnezeu. Cum este reacția omului? Citim în versetul 23 din Geneza 2. Și omul a zis, Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Iată în sfârșit, este această bucurie. Față de valoarea divină, omul nu mai este singur, omul este în tovărășie, omul este în părtășie, omul este într-o unitate, unitate biologică, unitate psihică, unitate spirituală. Nu mai există această idee de singurătate. Dumnezeu să fie lăudat pentru că familia are o valoare divină. Și noi trebuie să susținem acest adevăr. Diavolul luptă împotriva valorii divine a familiei. Diavolul vrea să pervertească ideea de familie. Noi trebuie să susținem, să subliniem. Creștinii la timpul prezent susțin că și în prezent valoarea familiei este o valoare divină. Un alt argument care să sublineze valoarea familiei este cel din Proverbe 31, versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Valoarea familiei este mai mare decât a mărgăritarelor. Sunt mulți care neglijează ideea de familie, nu se căstoresc, pentru că vor să construiesc o carieră, vor să strângă avere. Se concentrează pe mărgăritare și caută doar mărgăritare. Dacă reușesc, în cel mai bun caz, dar o femeie cinstită, o partenere de viață, o soție, este mai de preț decât mărgăritarele. De aceea, valoarea familiei este mai mare decât a mărgăritarelor. Cum sublinează autorul proverbelor acest adevăr? În ce constă această valoare care este mai mare decât a mărgăritarelor? Versetul 11 din Proverbe 31: Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Problema de încredere. Partenerii de viață trebuie să aibă încredere unul în celălalt și trebuie să-și facă bine unul altuia. Ea îi face bine și nu rău. În toate zilele vieții tale cineva să fie preocupat să-ți facă bine. Această valoare a familiei este mai mare decât a mărgăritarelor. Proverbe 31 sublinează în ce constă această valoare care este mai mare decât a mărgăritarilor, încrederea, acest bine continuu, acest bine zilnic, acest bine cotidian când cineva se luptă pentru tine. Versetul 23 arată un alt bine. Bărbatul este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. <laughs> Ești bine văzut Partenerea de viață se luptă să fie, îți face bine și ești bine văzut. Valoarea familiei este mai mare decât valoarea mărgăritarilor. Este o valoare construită pe încredere. Este o valoare construită pe un bine continuu. Și este o valoare construită pe credință. Pe ceea ce va face Dumnezeu în viitor. Versetul 25. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. A râde de ziua de mâine nu înseamnă că nu-mi pasă de ziua de mâine. A râde de ziua de mâine nu înseamnă că trăiesc doar pentru azi. A râde de ziua de mâine înseamnă că eu știu cine este stăpânul zilei de mâine și am încredere, cum un copil are încredere în tatăl, în tatăl lui, tot așa. Aș aminti șapte valori ale familiei, dragoste și respect, comunicare, Înțelegere, sensibilitate, empatie, altruism, toleranță, sinceritate, muncă susținută și nu în ultimul rând iertare. Consider că valoarea familiei implică sentimentul de solidaritate, respect, încredere, ajutor reciproc între înțelegere, comunicare și sinceritate. Familia se bazează pe sentimentul profund de iubire și are un rol important în societate prin aceste valori. Familia este celula de bază a societății, este locul unde omul învață să fie om. De aceea, cred că este foarte important ca atât biserica, cât și societatea să protejeze și să susține familiile. O familie sănătoasă înseamnă o societate sănătoasă. Valoarea familiei este mai mare decât valoarea mărgăritarilor fiindcă se este această încredere de plină în Dumnezeu. Dumnezeu care poartă de grijă în viitor, această frică de Dumnezeu aduce această siguranță de viitor, să râzi de ziua de mâine. Valoarea familiei este o valoare divină, valoarea familiei este o valoare mai mare decât a mărgăritarelor, dar ajungem la un miez în acestei valori. Valoarea familiei este o valoare a iubirii, 1 Corinteni 3, 13 este acest capitol, acest imn extraordinar al iubirii. Și Apostolul Pavel prezintă această ierarhie a iubirii. Această ierarhie a iubirii, această valoare a iubirii, este valabilă și în familie. Chiar dacă aș vorbi în limbă, omenești și îngerești și n-aș în avea dragoste, sunt o ramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate talele și toată știința. Iubirea este mai importantă decât capacitățile supranaturale. Iubirea este mai importantă decât toate capacitățile cognitive, toată știința și chiar și decât credința. Chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și naștrile dragoste, nu sunt nimic. Valoarea iubirii este mai importantă chiar decât caritatea și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru rana săracilor. Valoarea iubirii este mai importantă chiar decât martirajul, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și nașa dragoste, nu-mi folosește la nimic. Valoarea familiei se zidește pe valoarea iubirii. Iubirea trebuie să se rate în familie. Familia este primul loc unde trebuie să se manifeste iubirea. Și Pavel lămurește cum se manifestă această iubire, care este această perspectivă divină asupra iubirii. Ce fel de iubire trebuie să construim în familie? Cum să aducem această valoare a iubirii în familie? Cum să subliniem această valoare a familiei? Și prezintă trăsături ale iubirii, manifestări ale iubirii. Și prima trăsătură a iubirii este îndelungă răbdare. Nu este o declarație siropoasă, nu este ceva copiat din filme sau din romane, ci este o trăsătură a iubirii care se vede în fiecare zi. Îndelungă răbdare. În familie, soțul trebuie să aibă îndelungă răbdare cu soția, soția trebuie să aibă îndelungă răbdare cu soțul și așa se demonstrează iubirea, așa se construiește, așa se dezvoltă această valoare a iubirii. A doua trăsătură este această plinătate a bunătății. Primul loc unde trebuie să arăți bunătate este familia, față de partenerul de viață. Nu spune doar că este bunătate, este o plinătate a bunătății. Deci paharul bunătății trebuie să fie plin. Familia este locul unde paharul bunătății trebuie să fie plin. Trebuie să se manifeste această bunătate din plin. Este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios. Această bună cuvință trebuie să arate în familie. Unii arată bună cuvință în stânga, în dreapta, în afară, dar în familie nu vor să arate bună cuvință. Este foarte important de știut. Familia este locul unde trebuie să se arate bună cuvință. Dragostea nu caută folosul său, nu se mânie nu se gândește la rău, nu se bucură de legiuire, ci se bucură de adevăr. Nu este loc de minciună în familie. Este foarte important de știut. Trebuie adevărul construit. Minciuna distruge. Minciuna distruge relațiile de iubire. Minciuna distruge iubirea. Minciuna asasinează iubirea. Dragostea se bucură de adevăr. Dacă spunem că valoarea familiei este valoarea iubirii, Iubirea este strâns legată de adevăr. Iubirea se bucură de adevăr. Dacă vrem să construim valoarea iubirii în familie și vrem să dăm valoare familiei, trebuie să trăim în adevăr, să rămânem adevăr. Spune Apocalipsa despre cei ce trăiesc în minciună. Locul lor este în afara împărăției lui Dumnezeu. Acoperă totul, crede totul, nădăjdește totul, suferă totul. Ultima trăsătură este aceasta a suferinței. Începe cu o îndelungă răbdare și se termină cu suferința. Când zicem că dragostea suferă totul, nu, trebuie să ne referim neapărat la suferința pricinită de unul din familie. Toată lumea zace în cel rău, spune Ioan. Din moment ce stăm într-o lume a răului, această lume a răului ne aduce vătămări, această lume a răului ne aduce suferința. Dar dragostea suferă totul, familia rămâne împreună. Familia îndrăznește să vadă viitorul împreună. Îndrăznește să înainteze în viitor împreună. Împreună cu Dumnezeu. Valoarea familiei este o valoare divină. Vine din inima lui Dumnezeu. Valoarea familiei este o valoare mai importantă decât mărgăritarele. Face mai mult decât mărgăritarele. Valoarea familiei este o valoare a iubirii. Să mai vedem un argument. Valoarea familiei este o valoare a sacrificiului. Trăim o societate care nu prea iubește sacrificiul, nu prea acceptă sacrificiul, nu, vrea, vrea, nu prea vrea să zidească pe sacrificiu. Spune așa în Efeseni în capitolul 5, versetul 22. Și în continuare, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestii, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și neveste să fie supuse bărbaților în toate lucrurile. Această supunere este sacrificiu. Nu este o supunere fără sacrificiu. A te supune în toate lucrurile, așa cum biserica se supune lui Hristos, este sacrificiu. Societatea contemporană nu vrea să evidențeze acest sacrificiu, nu vrea să promoveze acest sacrificiu, ci vrea să desfințeze această idee. Că bărbatul este capul femeii. Însă, sacrificiul nu este doar din partea soției, este și din partea bărbatului. Versetul 25. Bărbaților iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos Biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Să-ți iubești soția, cum Hristos a iubit Biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Și această expresie s-a dat pe sine pentru ea înseamnă sacrificiu. Hristos. A fost cel care a demonstrat prin sacrificiul lui cât de mult iubește biserica. Valoarea familiei este valoarea sacrificiului. Supunerea pe modelul biserică-cristos, iubirea după modelul cristos-biserică sunt expresii ale sacrificiului. Valoarea familiei este o valoare a sacrificiului. Și chiar dacă în prezent societatea contemporană nu vrea să audă de sacrificiu, nu vrea să audă de ideea de sacrificiu, noi trebuie să subliniem adevărul Scripturii. Dar nu vrem să ne oprim doar la ceea ce spune Nefesen. Să ne uităm și în Colosen. În Colosen este o altă subliniere a celuiași adevăr. Pentru că Pavel nu spune doar într-un singur loc. Pavel spune această idee în mod repetat și în Coloseni. Coloseni, capitolul 3, versetul 18. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Este această valoare a sacrificiului în continuare. Fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Pentru firea pământească este un sacrificiu. Pentru eu este un sacrificiu dar și pentru bărbați. Iubiți-vă nevestele și nu țineți necas pe ele. Chiar dacă ai această motivație, că ai dreptate, trebuie să te oprești a ține necaz. A opri acest, această formă, a ține necaz pe cineva, tot o formă de sacrificiu. Și aici, tot la ideea de sacrificiu intră și ideea de iertare. Coloseni 3 cu 13. Îngăduiți-vă unii pe alții, și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Îngăduiți-vă unii pe alții. Îngăduința este tot o formă de sacrificiu. Și chiar dacă ai motiv să te plângi de partenerul de viață, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi iertarea tot este o formă a sacrificiului. Să ierți cum a iertat Hristos. Săția lui Billy Graham, Ruth Graham, spunea despre familie, că este comunitatea doi oameni care se iartă. Valoarea familiei este o valoare a sacrificiului. Sacrificiul arătat în supunere, în iubire după jertfa lui Hristos, sacrificiul, modelul de sacrificiu este Hristos, în sacrificiu arătată această îngăduință reciprocă, în acest spirit de iertare. Și atunci unde se arată aceste lucruri, există pace. Spune în Colosei cu 15, pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să-L un singur trup, să-L stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Aici avem puntea de legătură la un alt argument pentru valoarea familiei. Valoarea mulțumirii. Nu vrem să rămânem la acest adevăr că valoarea familiei este o valoare divină, că valoarea familiei este mai mare decât valoarea mărgăritarelor, că valoarea familiei este o valoare a iubirii și valoarea familiei este o valoare a sacrificiului. Și vrem să punctăm și acest adevăr. Valoarea familiei este o valoare a mulțumirii. Acest adevăr vrea să sublinieze Pavel în, 2, în Timotei. Pavel a scris către ucenicul Timotei despre familie, a scris despre biserică. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 3 și în continuare, prezintă că unii opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. Deci căsătoria să fie luată cu mulțumiri. Cei care cred și cunosc adevărul trebuie să aibă acest spirit de mulțumire. Spune așa cuvântul Lui Dumnezeu că cine are un ospăț de curmat, este cel cu inima mulțumită. Trebuie să avem mulțumire față de Dumnezeu. Cine aduce mulțumiri ca și acela face la Mă proslăvește. Pavel sublinează această idee a mulțumirii. Căsătoria să fie luată cu mulțumire. În familie trebuie să fie acest spirit de mulțumire. Mulțumire față de Dumnezeu, mulțumire unul față de altul. Nemulțumirea ucide climatul în familie. Nemulțumirea ucide relațiile de familie. Valoarea familiei trebuie să fie sublinată și prin această valoare a mulțumirii. Și continuă Pavel în felul următor, versetul 4, 1 Timotei 4 cu 4, căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Orice făptură a lui Dumnezeu este bună, nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri. De ce Pavel insistă atât de mult pe valoarea mulțumirii? Orice făptura lui Dumnezeu este bună dacă se ia cu mulțumiri. Trebuie o societate a nemulțumiților. O societate a cârtirilor. Când întreb de ce divorțez, păi nu sunt mulțumit de el. Valoarea mulțumirii este o valoare cheie care sublinează valoarea familiei. Pavel vede importanța mulțumirii în căsătorie în următorii termeni. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și le bune învățături pe care dat până acum. Noi trebuie să punem în mintea oamenilor aceste lucruri despre valoarea mulțumirii. Trebuie să punem în mintea lor, în inima lor. Căsătoria se ia cu mulțumiri. Orice faptură este bună dacă se ia cu mulțumiri. Și când există acest cântec al mulțumirii, când există acest spirit al mulțumirii în familie, această valoare a familiei se descoperă. Și înțelegi, când mulțumești pentru ceva, prețuiești acel ceva. De ce n-ai mulțumit pentru familie? De ce n-ai mulțumit pentru căsătorie? De ce n-ai mulțumit pentru partenerul de viață? De ce ne aduce slava lui Dumnezeu pentru partenerul de viață? De ce n-ai mulțumit? Deci n-ai avea un spirit de mulțumire în modul de a fi cu partenerul de viață. Dumnezeu dorește lucrul acesta. Dumnezeu dorește ca noi să avem un spirit de mulțumire. Dumnezeu dorește ca noi să, să pătrundem adânc în acest spirit de mulțumire. Deschideți inima și mulțumește lui Dumnezeu pentru familie, pentru că căsătorie. Sublinează această valoare deosebită. A familiei, prin spiritul tău de mulțumire. Să rezumăm câteva argumente pentru valoarea familiei. Primul argument. Valoarea familiei este o valoare divină. Trăim un război al valorilor. Nu vrem să acceptăm că familia este o valoare divină. Considerăm că este doar o valoare socială, o valoare umană care poate fi aruncată la coș. Nu. Valoarea familiei nu poate fi alungată la coș. Vine din inima lui Dumnezeu. Trebuie promovată această valoare lui Dumnezeu și de aceea trebuie să acceptăm standardul lui Dumnezeu pentru familie. Doilea argument pentru valoarea familiei. Valoarea familiei este mai importantă decât valoarea mărgăritarelor. Când înțelegem lucrul acesta, nu materialismul ne aduce această stare pe care avea Dumnezeu să o avem, de a trăi în familie, și relația de familie bazată pe încredere, de a face bine celuilalt, de a lupta pentru celălalt, celălalt să fie văzut bine în societate, de a ne încrede în celălalt, de a avea această stare de încredere deosebită în Dumnezeu, să râzi de ziua de mâine, să te temi de Dumnezeu. Valoarea familiei este mai mare decât a mărgăritarelor. Al treilea argument pentru valoarea familiei. Valoarea familiei este o valoare a iubirii. În 1 Corinteni 13 vedem ierarhia iubirii față de toate celelalte lucruri și vedem manifestarea iubirii. Îndelungă răbdare, plinătatea bunătății, bucuria față de adevăr și toate celelalte trăsături care se văd în 1 Corinteni 13. Se construiește pe adevăr, Dumnezeu este adevărul. Aceste manifestări sunt după voia lui Dumnezeu. Sunt manifestări reale, manifestări de zi cu zi care trebuie să fie. Patru argument pentru Valoarea familiei. Valoarea familiei este valoarea sacrificiului. Un sacrificiu care se arată în iubire, se arată în supunere, se arată în iertare, se arată în îngăduință reciprocă unul față de altul. Și când există aceste elemente ale sacrificiului, înseamnă că am înțeles cât de importantă este familia. Te sacrifici pentru ceva important. Pentru ceva care nu este important, n-are o să te sacrifici. Linia Apostolică este o linie a sacrificiului și valoarea familiei este o valoare a mulțumirii. O trebuie să mulțumim, trebuie să mulțumim pentru partenerul de viață, trebuie să sărbătorim împreună problema aceasta a mulțumirii, să mulțumim reciproc și să trăim o viață de mulțumire, să trăim o viață în care suntem încântați de Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu. Și atunci. Dorința lui Dumnezeu nu este bine ca omul să fie singur. Această valoare a familiei care reiese din inima lui Dumnezeu se va vedea în viețile noastre, se va vedea în viața de zi cu zi. Valoarea familiei se va vedea în cenușiul cotidian sau în slucirea cotidianului, se va vedea în sărbătoarea vieții. Fie ca să înțelegem valoarea familiei cu mintea, cu inima, cu fapta. În numele lui Isus. Amin. thank you